Firmele din județul Hunedoara, care au câștigat licitațiile pentru colectarea gunoiului menajer, au intrat în impas. Au cerut recent sprijin, pentru că nu cred că vor face față cu cheltuielile. Totul pentru că au estimat că vor ridica o anumită cantitate de gunoi și au constatat că nu strâng nici jumătate din ce și-au propus. Toate acestea fac ca anumite cheltuieli să nu se poată justifica și responsabilii cu sistemul de salubritate au cerut sprijin celor de la Consiliul Județean Hunedoara. Cei de la Supercom sunt la sediul ADI Deșeuri de la Deva, unde fac împreună un program și vor să vină cu anumite clarificări. Cert este un singur lucru. Au câștigat licitația și din prima lună a reieșit că din cantitatea de gunoi care trebuia dusă la CMID, undeva la 45% au colectat, în sensul că nu este gunoiul cât au crezut ei sau cu ce au venit ei în licitație. Li se cere acum să-și eficientizeze activitatea de colectare și asta mai ales că încă nu se face nicăieri în Valea Jiului colectarea selectivă. Asta va duce la o cantitate și mai mică de deșeuri, ce va ajunge la Bârcea Mică. Iar firma Supercom a spus că nu va face față cu cheltuielile. Dacă merg așa în continuare, cu prognoza din prima lună, falimentul scrie pe ei. Ai 10 mașini pentru 100 de tone, acum ai tot 10 mașini umblă pentru gunoi pentru 45 de tone. Nu numai Supercom-ul, și cealaltă firmă, Braicătă, are aceeași problemă. Și știu de la directorul ADI Deșeuri, care chiar dimineața am vorbit cu el și mi-a spus că și ceilalți de la Braicătă au venit cu niște cereri pentru mărirea prețului. Sub nicio formă, lucrul acesta nu se va întâmpla. Populația încă nu va suporta nicio mărire de tarif, dau asigurări cei de la Consiliul Județean, care acum vor analiza cât de mult gunoi se produce și cât se colectează. Calculele vor spune exact, însă acum nu există niciun motiv ca prețul colectării gunoiului să crească, ci doar estimări greșite. 7 oameni, printre care se afla și viceprimarul din Bănița, Ion Burlec, au fost depistați cu mașini de teren, de jandarmi, care acum îi acuză de tentativă de braconaj. Cei 7 veneau însoțiți de câini de vânătoare și erau în 2 mașini, cu puști, dar fără vreun vânat. Oamenii legii spun că aceasta este o tentativă de braconaj și fac cercetări în acest sens. Potrivit unui comunicat remis presei, incidentul a fost depistat ziua în amiaza mare, în data de 5 februarie anul curent, în jurul orei 13:15. Jandarmii din cadrul postului de jandarm Montan Parâng au depistat pe drumul forestier Galbena din apropiere de Peștera Bolii 2 autoturisme de teren, în care se aflau 7 persoane cu 2 câini și arme de vânătoare. Persoanele nu au putut prezenta documentele legale, respectiv autorizație de vânătoare, permis de vânătoare, permis de armă, drept pentru care jandarmii au întocmit și predat organelor abilitate, în vederea continuării cercetărilor documentele de sesizare pentru tentativă de braconaj, conform legii 407 din 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, se arată în comunicatul remis presei. Cei 7 sunt acum cercetați pentru o astfel de tentativă și vor avea de prezentat documentele din care să răiasă că puteau merge la vânătoare. Cu oameni ce provin din mai multe formațiuni politice unde au lucrat și au tras pentru a face politică, echipa Pro-România și-a prezentat membrii pentru Hunedoara. Au venit în Valea Jiului, unde au spus că vor să asculte mai mulți oameni și să caute normalitatea. Președintele formațiunii hunedorene vine de la ALDE și spune acum că echipa cu care a plecat este cea pe care mizează, testul suprem fiind cel de la alegerile parlamentare. Asta deși sondajele le arată că ar fi locul 3 în Hunedoara. În calitate de fondator al Partidului Pro-România, aș vrea să vă fac o scurtă prezentare a tot ceea ce înseamnă Pro-România în județul Hunedoara. La acest moment, coordonarea partidului se face prin 3 coordonatori la nivel județean, avându-l alături de mine pe domnul Dorin Gligor și pe Răzvan Mareș. Cu stupoare am fost foarte, foarte bucuroși să constatăm că aici în Valea Jiului am reușit să coagulăm foarte multe nuclee în ceea ce înseamnă Vulcan, Lupen, Petroșan, Petrila, Șaninoasa. La Uricani, într-adevăr, avem discuții cu mai mulți viitori colegi de ai noștri. Aș vrea să precizez, în Vulcan l-avem pe domnul Coltescu, care este alături de noi, și domnul Holban. La Lupeni l-avem pe domnul Ivănuș. La Petroșani avem pe
doamna Mariana Ghioc alături de noi aici și pe domnul Toma. La Petrila l-avem pe domnul Costache Vasile, Aninoasa Dima Vasile. Sunt 3 membri coordonatori și testul suprem va fi dat la alegerile europarlamentare. Însă, spun membrii pro-România, mizează mult pe locomotiva electorală, pe care acum o reprezintă comisarul Corina Crețu. Și pentru că acum au parlamentari mai mulți decât ALDE, cei de la pro-România spun că obiectivul lor este acela de a câștiga de partea lor electoratul, mizând pe ideea că în cel mai scurt timp vor merge să asculte ce vrea lumea. Guvernul lucrează la realizarea codului economic, care include codul fiscal, iar impozitul pe venit este un capitol din codul fiscal. După finalizarea analizelor și a simulărilor necesare, proiectul va fi supus dezbaterii publice și înaintat Parlamentului. Doar că noile calcule au răsculat primarii din România și în timp ce unii sunt de acord, alții arată că Valea Jiului este din nou la capătul clasamentului. Și municipiul Vulcan, raportat la numărul de locuitori, are cel mai mic impozit pe venitul global, pe care oamenii îl realizează. Asta o spune un alt primar de la noi. S-a făcut o analiză, un municipiu de la noi din zonă, dar nu contează care, are pe cap de locuitor 322 de lei, cel mai puțin, minimul din România. Pe când cel mai mare are undeva, dacă nu mă înșel, Clujul, pe la 3.500-4.000 de lei de om. Hunedoara obține undeva la 200 de miliarde de lei din IVG. Deva, care se află la 30 de kilometri depărtare, câștigă 600 de miliarde IVG. Și dacă așa stau calculele, atunci Lucian Resmeriță are și propuneri pentru zona noastră, atunci când vine vorba de a accesa fonduri europene. Nu e normal ca regiunile să aibă axe de finanțare separată. Atunci dați-ne și nouă orașelor minere, dați-ne și nouă axe de finanțare separată. Impozitul pe venitul global a revenit din nou în atenție, iar politicienii vorbesc din nou despre introducerea lui, dar fără a mai avansa o dată certă. Guvernul PSD-ALDE a mai vrut să-l introducă o dată anul trecut, dar ideea a fost cel puțin pentru moment abandonată. Asociația Municipiilor din România, AMR, a solicitat o întâlnire cu prim-ministrul Viorica Dăncilă pentru a cere alocarea unei treimi din bugetul național către autoritățile locale. Peste 50 de familii din toate categoriile sociale au devenit fii ai munților, grupându-se sub genericul San Montan. Au împlinit acum 6 ani și povestea lor cuprinde întreceri de nivel național, multe acțiuni de caritate, dar și sute de acțiuni de ecologizare și distracție în natură. Sunt oameni care au înțeles că sportul și caritatea nu pot fi decât o pereche reușită și fiecare a dat ce a avut. Din această asociație fac parte câțiva sportivi consacrați, iar Erica este într-un fel sufletul lor. Ea a inițiat acțiuni sportive menite să ajute copiii sărmani, burse pentru cei care merită și nu au posibilități, competiții în memoria unor sportivi care s-au stins prea devreme și acum, la acest aniversar, când au 6 ani, a venit să ne spună cât de mult contează să fii fair play. Evenimentele pe care le organizăm noi sunt de regulă evenimente sportive, așa vedem noi lucrurile, în sensul că o acțiune de caritate la care să poată participa mai multă lume. Avem multe proiecte, sperăm să reușim să le terminăm pe cele care sunt în derulare deja. Cele noi așteptăm oamenii să decidă dacă le vor sau nu le vor. Au uimit prin acțiuni pe care le-a organizat la Barul Mare, dar și pe cheile Jiețului, pe șoseaua de centură a orașului Petrila, pe cărările de munte, ori pe trasee bătute doar de cunoscători. Iar asta au un plan și pe viitor. Următoarea acțiune, vreau să vă spun că este o acțiune dedicată alpiniștilor noștri, campionii naționali care au decedat acum circa 31-32 de ani. Noi în fiecare an le dedicăm o drumeție. Drumețim aproape de locul în care ei au fost găsiți. Pe schiuri, în alergare, cu bicicletele, ori doar în marș, acești oameni care își spun San Montan au colorat în bine peisajul Văijiului. Au făcut să se audă de zona noastră în toată țara, pentru că la întrecerile lor au participat sportivi de peste tot. Au făcut deliciul tuturor când au mers pe biciclete îmbrăcați în costume de Moș Crăciun și nu s-au dat niciodată deoparte, legând fiecare eveniment sportiv de unul caritabil.